Bună seara, dragii mei gemeni! Am revenit, de fapt, cu partea a doua, în care vorbim despre voi și un partener, o parteneră la care vă gândiți. Am două seturi de cărți, unul normal, altul sexual. Pot să fie, aici vine despre un partener intim, aici poate să apară un membru al familiei, un coleg, o colegă, un prieten, prietenă, da? Soțul, soția, în cazul în care unii dintre voi sunteți în trio, da? Poate să varieze partenerii. Haideți să vedem, din punct de vedere sexual, cum stați cu viața intimă. Treceți prin mari transformări. Experimentați lucruri pe care nu le-ați mai experimentat. Și creșteți. Deveniți noi persoane cu noi nevoi. Și eventual creșteți spiritual, unii dintre voi. Poate aveți de-a face cu un scorpion, poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană foarte geloasă. Fiți atenți, da? În cazul în care vă prinde, fiți atenți. Gemeni, soare, lună, venus, ascendent în gemeni. Hei, ce vrea să zică? Ah. Încheiați un ciclu în care ați fost cu cineva care v-a păcălit, cu care nu v-ați potrivit intim. Aici e mai mult o luptă, luptă mentală, în care relația a fost fizică, dar fără satisfacții emoționale. Și încheiați acest ciclu. Nouă, e schimbare de ciclu, da? Tăiați eventual stringurile dintre voi și ei. Aici sunteți voi. Poate cu un semn de pământ, dar nu e obligatoriu. Posibil. Interesant. Le citesc, da? Unii ați trecut printr-o perioadă de singurătate, unii, nu toți, pentru că sunt mulți gemeni care nu pot să fie singuri, dar sunt și gemeni care au reușit să fie singuri și să mediteze la ceea ce își doresc ei într-un cuplu. Poate unii aveți de-a face cu o fecioară. V-ați dori să vă echilibrați emoțional, eventual prin spiritualitate, unii dintre voi. Ok. Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Decembrie 2019. Uf! Ne. Trebuie să mai amestec pentru că o să ieși și nu știu care sunt. Nu, atunci o să fie un mesaj special. Au sărit și s-au suprapus și nu mai știu care în ce poziție sunt. Trebuia să fie poziția dorințelor și poziția fricilor. Așa că o să refac amestecul. Deci acesta e un mesaj special pentru unii dintre voi care sunteți într-o legătură sufletească foarte profundă cu cineva și intimă, cum am spus mai devreme, și cum a apărut și aici, da? O nouă dragoste și o legătură spirituală. Spirituală, emoțională, sexuală. Trei de bâte, așteptați pe cineva să vină. Sau vă întâlniți noaptea, din când în când, tot așa, pe furiș, să vă exprimați această pasiune. Eventual, încercați, dar dacă sunteți prea mult prinși în această pasiune, nu mai vedeți steaua, nu mai vedeți viitorul. Vă pierdeți direcția. Interesant. O să le pun la loc. Asta a fost pentru cineva. Că e semn de foc, că e semn de apă, că e orice alt semn. E o legătură cu cineva în care sunteți absolut fascinați unul de celălalt, fericiți unul cu celălalt. Măcar din punct de vedere intim, restul nu mai știu. Deci, gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Așa, să fiu mai atentă. Ce vă doriți, ce își doresc ei, de ce vă este teamă, de ce le este teamă lor. Ok. Uf, regele de spade. Ce drăguț a vrut să vină? A apărut iar. Vă doriți? Îmi place când apar chestiile astea, confirmările astea. Vă doriți această pasiune? Ei își doresc magicianul. De ce vă este teamă? Interesant. Puteți să ascultați și prima înregistrare, pentru că sunt anumite cărți care corespund.
Unii dintre voi vă doriți un semn de foc, dar neobligatoriu. Știu că unii dintre voi sunteți cu un semn de apă, deci oricum variază. Vă doriți această pasiune. Am vorbit despre ea un pic mai devreme. Să vă întâlniți și să vă exprimați dorințele sexuale. La drum. Dar trei de băte înseamnă și așteptare. Îi așteptați, eventual, sau așteptarea asta vă crește pasiunea. Trei înseamnă și comunicare. Sunteți voi, a treia zodie. Vă doriți să comunicați despre această pasiune pe care o simțiți față de ei. Ce-și doresc ei? Un nou început, eventual, cu voi. Bănuiesc, da? Să manifeste această pasiune pe care o simțit și unul și celălalt. Consideră că au tot ce le trebuie, și emoții, și pasiune, și bani, și puterea de a comunica, și posibil niște chestiuni care țin de spiritualitate și ajută la manifestare. Posibil, unii dintre ei. Fiți atenți ca să nu. Aici e magicianul. Magicianul poate să folosească resursele în fel și chip. Ține de magie. Aveți grijă să nu vi se facă, eu știu ce, vrăji de dragoste. Unii. Un mesaj pentru, eu știu, două, trei persoane. De ce vă este teamă? Șapte de bâte. Șapte de bâte e o persoană care se luptă. Posibil vă este teamă că mai este cineva care concurează cu voi pentru o persoană care încearcă să le atragă atenția, să le distragă atenția. Sau poate vă este teamă că trebuie să munciți, să luptați mai mult decât sunteți obișnuiți să luptați într-o relație pasională. De ce le este teamă lor de 8 de monede? 8 de monede, monede a apărut și în crucea celtică. 8 de monede. Că trebuie să muncească, să depună efort pentru această relație. Să manifeste, să muncească ca să manifeste. Evident că nu poți să manifesti doar pocnind din degete. Trebuie să muncești. Și este în poziția fricilor. Adică voi vă bucurați de pasiune, dar vă dați seama că să mențineți această pasiune ca să se manifeste în timp, de la 1, la 2, la 3, la cât o fi, trebuie să munciți și să cuceriți, să luptați. Da? Muncă și luptă. Nu puteți să stați doar așa, că altfel totul se duce ca un vis. Aici aveți regele de spade, puteți fi voi. Poate să fie partenerul, partenera lor, să zicem. E un trio. Un soț, o soție și o amantă. Însă, interesant, acest rege de spade, cine o fi, voi știți, poate să fie perechea voastră oficială, nu prea obișnuit să se implice emoțional. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de văzut. V-am zis, variază de la oameni la oameni. Regele de spade. Știe că-i văzut, știe că se știe despre aventurile lui, dar nu-i pasă. Și nu-i pasă nici de această amantă. Prea mult. Important este să fie satisfăcut. Cineva aici stă și așteaptă. Da, așteaptă, evident, nu asemenea situație. Așteaptă înfocată, înfierbântată, a cineva să o calmeze, da? Să o calmeze, să o echilibreze. Fizic vorbind de monede. Așteaptă ca această tentație să meargă mai departe, să se manifeste. Zece de cupe. În această situație simt ca pe o căsnicie care e pe cale să eșueze.
Pentru că cineva s-a controlat foarte mult și nu și-a exprimat latura emoțională și a apărut conflict, am vorbit mai devreme, da? Și despre al doilea 10, 10 de băte, cineva care da, nu s-a implicat emoțional. Nu se poate doar fizic. Și cineva vrea să, unii dintre voi, vreți să încheiați, aveți două cărți care exprimă aceste încheieri de ciclu. Să încheiați un ciclu, o relație obositoare sau care nu v-a satisfăcut emoțional cu cineva. Acum, de la dorință până la acțiune, ia, e cale lungă. 9 de monede, 10 de cupe, o persoană independentă. Iar 10 de cupe a apărut și mai devreme. Care vă creează o stare de euforie, cu care ați vrea să comunicați în continuare, pentru că simțiți că e o legătură profundă emoțională. Voi și partenerul, partenera voastră, care o fi? Am zis că poate să fie și un coleg, o colegă la locul de muncă. Haideți să vedem ce apare. Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Să încerc să fiu mai rapidă. Ce simțiți voi, ce gândiți, cum acționați, da? Ce vă doriți, de ce vă este teamă și ce reușiți să faceți. La fel, ce simt ei, ce gândesc, cum acționează, oricine ar fi, ce își doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să facă. Interesant. Wow! Mai nu se poate așa ceva. Separare. A apărut și la săgetători. Eu știu. Însă, acolo a fost valetul de monede, aici este valetul de cupe. Cineva încearcă o împăcare, dar s-ar putea să nu fie primit prea bine. 7 de băte. Cineva se luptă cu acest diavol, cu această toxicitate și trebuie să decidă. Între diavol și soare. Fo. Între toxicitate și eliberare și trezire spirituală și lumină. Wow! Uf. Uf. Ce aveți mai oamenilor? Emoțional. În sufletul vostru, ce simțiți? Spânzuratul. Unii dintre voi simțiți că spânzuratul pentru unii reprezintă semnul peștilor, casa a 12-a necunoscutului. Poate nu vă înțelegeți emoțiile unii dintre voi. Alții poate aveți de-a face cu un pește. Știu sigur că unii aveți de-a face cu un pește. Alții simțiți că trebuie să vă sacrificați, vedem cum se așează, să vă sacrificați latura voastră emoțională, pentru că e vorba de sacrificii, ca să aveți o altă perspectivă spirituală asupra lucrurilor. Puf, ce gândiți, doi de cupe? A, o știu pe doamna. Doamna care gândește aici. Nu știu, zic și eu, poate greșesc. Ce vă gândiți la acest suflet pereche, la acest suflet pereche cu care comunicați foarte bine. Profund, telepatic, spiritual, cum acționați. 4 de monede. 4 de monede e o persoană crispată. E o persoană care ține. Poate ține la ceva cu forță. Poate țineți aproape de sufletul vostru la această relație. Și nu o împărtășiți nimănui. Eventual nu vorbiți despre așa ceva. Ce vă doriți? Eremitul. Să aveți lumină. Eremitul e un călugăr, este o persoană spirituală. Treceți printr-o noapte, treceți prin multe situații. Unii, poate, printr-o perioadă care ați fost singuri și acum experimentați această nouă dragoste. Unii, nu toată lumea. Am zis că nu toți gemenii pot fi singuri. Așa, dar ați reușit să fiți. Însă, ce vă doriți? Că vă doriți o fecioară, rămâne de văzut, dar nu toate fecioarele sunt, reprezintă eremitul. Dar, vă doriți lumină în această situație. Vreți să înțelegeți cum puteți să simțiți lucruri atât de profunde cu cineva. Cum acționați? Am zis. Țineți la suflet ceva ce vă este drag, dar nu împărtășiți. Eventual acoperiți cu aceste valori materiale ca să derutați. Derutați pe altcineva. În fine, de ce vă este teamă de regele de monede? De aia am zis că e o chestie care ține de derutare.
Vă este teamă de acest rege de monede? Că este soțul, soția, în general reprezintă soțul, din punctul meu de vedere. Bine, nu e un soț echilibrat care vă oferă ce aveți nevoie, dar nu vă oferă satisfacții emoționale. Țineți la niște bani, țineți la niște șabloane, eventual țineți la o căsătorie, țineți la un contract și tocmai din cauza asta treceți prin niște situații și aveți nevoie de lumină. Vă doriți lumina? Vă doriți să înțelegeți? Care este calea voastră? E o cale aici, interesant. Ce interesant. E o cale aici. Care este calea voastră? În direcția aceasta, materială, financiară, pragmatică, sau în direcția aceasta, în care, da, s-ar putea să trebuiască să faceți niște sacrificii. Ce reușiți într-un final? Împăratul, să vă echilibrați, hai să zicem, să vă mențineți controlul, nu neapărat să vă echilibrați, să vă mențineți controlul. Și 4 de, e varianta mai mică a împăratului, 4 de monede și menține controlul, nu arată ce simte, nici împăratul nu arată ce simte. Posibil e acest personaj care în poziția fricilor voastre. Foarte pragmatic, materialist, care conduce, care controlează. Și voi, în preajma lor, trebuie să vă controlați niște chestii. Posibil. E împărat. Regele era în poziția fricilor. Aici, în poziția dorințelor, este o chestie spirituală de creștere. Total opusă împăratului. Total n-are nicio treabă. Împăratul e obsedat de bani, de averi, de valori, de poziții sociale. Eremitul nu are nevoie de nimic. Este călugărul. Evident că poate să fie și un preot. E cineva care lucrează cu spiritele, cu lumină, cu aduce lumină în întuneric, adică lumină în viețile întunecate ale oamenilor. Hui! Persoana aceasta vă doriți, unii dintre voi, evident, pentru că v-ați săturat să trăiți în aceste energii pragmatice. Vine 2020, cine vrea să se transforme, se transformă, cine nu, asta e. Ei în suflet, regina de băte, multă pasiune. Bănuiesc că pentru voi. Vedem cum se așează cărțile. În gând, 3 de băte. Cum acționează 6 de monede. Ce își doresc? Cavalerul de cupe. De ce le este frică? 4 de băte. De spade. Oh. Și ce reușește să manifeste? Cavalerul de... Mai... Doi cavaleri. Ha. În suflet, emoțiile lor sunt pe jar, inima lor e pe jar. Simt multă pasiune, creativitate, evident. Pentru cineva un semn de foc? Evident că oricum puteți schimba poziția voastră cu a lor, dacă credeți că rezonează. Ar putea să vă simtă. Haideți să vă dau două variante. Să zicem. Dar avem și aici o separare. Avem și separarea nu se întâmplă degeaba, pentru că există o chestie toxică și măcar o persoană trebuie să decidă între toxicitate și trezire spirituală, da? Pentru că cineva a fost lăsat de izbeliște și trebuie să închidă un capitol în care a experimentat aceste argumente, minciunele, poate cu un rege de băte, poate cu un faeton. Ideea este să-și recapete independența și să meargă mai departe, să muncească, iar să muncească ca să fie fericit. Regele de spade. Însă, hai să zicem că ei în suflet, vă dau două variante, au multă pasiune pentru voi. În gând vă așteaptă la drum și ar vrea să călătorească spre voi. Cum acționează, chiar călătoresc. 6 de spade. Eventual vor să lase în urmă ceva ce nu le-a prit ca să meargă spre
Bine, dacă e această persoană, dacă e acest suflet pereche, varianta în care e acest suflet pereche, ce își doresc? Să vină cu o ofertă de dragoste și să vă umple de emoții. De ce le este teamă? De acest eremit, de această așteptare în care trebuie să se vindece din niște răni mai vechi, da? Trei de spade. Și ce reușesc să manifeste până la sfârșitul perioadei? Cavalerul de bâte. Reușesc să manifeste această pasiune pe care au în suflet, da? Regina. Să vină mai aproape de voi, în cazul în care voi sunteți regina sufletului lor. A lor, da. Există și a doua variantă. Asta am zis în cazul în care această persoană de aici este cea de aici. Mai. Ce am făcut? Deci mi s-a dus camera. Ia să vedem. Nu știu ce o mai fi, o mai fi. Sper să nu trebuiască să fac chiar. Ok, mi s-a desfăcut camera. Iac! Da, e o chestie de ruptură. Păi nu fi întâmplător, e un turn. Ok, hai să continui și vedem ce s-a mai întâmplat cu camera, dacă nu va trebui să refac înregistrarea. În cazul în care aici aveți personajul acesta, mai e și varianta în care personajul acesta are totuși o persoană în suflet, pe care o vede ca pe o regină. E interesant, e diferită. Voi aveți aici o persoană care se sacrifică, iar ei au în suflet o persoană care e ca o regină, în viziunea lor, da? Foarte pasională, care îi pune pe jar. Probabil că persoana aceasta este la un drum. Și trebuie să călătorească mai aproape de ea, să vă lase pe eventual pe voi în urmă, că e semn de aer, ca să manifeste această aventură. Sunt doi cavaleri, amândoi reprezintă aventură sexuală și emoțională, de am zis, e posibil să fie alt personaj aici, în cazul în care nu e acest suflet pereche. Ce le este teamă? Să stea să aștepte, să vă aștepte pe voi că este semn de aer, pentru că voi aveți nevoie să înțelegeți. Am zis, nu știu cine este aici, voi știți mai bine. Dar că se gândește la voi, că se gândește la altcineva, poate să varieze de la o persoană la alta. Oricum, voi teoretic ar trebui să manifestați echilibru, iar ei manifestă o energie aventuroasă, jucăușă, care vine și pleacă. De player, am spus și cu alte ocazii, cavalerul de bâte este un player, playboy. Mare grijă. Cine cu cine aveți de-a face? Pentru că sunt gemeni și gemeni. Fiecare are o poveste. Fiecare are o poveste. E posibil ca să le fie teamă să nu vă rănească, pentru că vă pun într-un trio. Și în momentul în care voi veți realiza, eu știu, situația, veți lua această sabie și vă veți separa. Este posibil și acest lucru, să fie în poziția fricilor. Cum acționează? Eventual încearcă să se detașeze mental de situație. În cazul în care nu călătoresc, e o călătorie mentală, o detașare mentală. Dar ei gândesc că așteaptă ceva de la un drum. Mi se pare, fără supărare, asta este senzația mea, rămâne să-mi spuneți că ceea ce trăiți acum nu o să dureze foarte mult. Cât va dura, va dura. Mai ales că aveți acest turn. Mai ales că veți fi puși în situația să alegeți între, unde era? Între obsesii, da? Eventual sexuale și trezire spirituală. Asta e. Sunt curioasă cum s-a înregistrat. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Pa!